Pe scurt, mă enervează școala. Era duminică, eu mă jucam în Fortnite. M-am uitat în agenda, pe luni doar trebuie să învăț o poezie. Mai joc până la 3 și încep să învăț poezie. Era deja ora 6 seara. Tate m-a chemat să mănânc. Am mâncat, am băut și m-am dus mai departe să joc. A venit ora 10 seara, m-am speriat că am uitat de poezie, dar am vrut să câștig macaron meci și am continuat să joc. A venit și ora 12. Vrem să dorm, doar la poezie nici nu m-am uitat. Am deschis cartea, am citit-o de 2 sau 3 ori și am înțeles că nu o memorizez deloc. M-am enervat și am sărit în pat. M-am gândit și ne-am adus aminte, dacă citești odată înainte de somn și pui cartea sub pierne dimineața, o să știi poezie la perfect. Am citit, am pus cartea sub pierne și m-am culcat, și nu ca de obicei, ci și cu fața în piernă. Peste 10 secunde am înțeles că nu mai am aer. Am adormit, m-am trezit, am băut un ceai, m-am îmbrăcat și am mers la școală. Am primit nota 2, nu aveam dispoziție și am venit acasă. Și mă gândeam ce să fac cu nota 2 din agenda. L-am sunat pe prieten și l-am întrebat ce să fac cu nota. Mi-a propus să-l șterg cu radiera, așa și am făcut. Dar am făcut-o și mai rău, am făcut o gaură. M-am speriat, l-am sunat și iarăși l-am întrebat ce să fac. Mi-a propus să fac curățenie în casă că părinții se bucure și o să fie totul ok. Am spălat visela, am dat cu aspiratorul, am mai spălat visela și iarăși am dat cu aspiratorul. După m-am pus să joc în Fortnite. Am auzit ușa. A venit tate, a intrat în cameră și zice: agenda unde? M-am speriat și i-am dat agenda. El s-a uitat, s-a râs și mi-a spus că el în copilărie tot așa a făcut. Eu m-am relaxat și m-am pornit spre cameră. Dar sora ta azi a primit 10. Run. A sunat alarma la ora 7, eu am decis să mai dorm 10 minute. Iarăși a sunat alarma, încă 10 minute mai dorm. Iarăși a sunat, m-am trezit, m-am speriat că deja e ora 7:30, pe când la școală trebuie să fiu la ora 8. Dar eu nici nu m-am spălat, îmbrăcat sau să mănânc. M-am îmbrăcat, m-am spălat, what the fuck, mai întâi trebuie să mă spăl. Ei, lasă, merge și așa. Am mers la bucătărie, am luat un ou, l-am aruncat în tigaie și l-am lăsat să prăjească. Cât se prăjește, m-am pus să joc într-un alt joc cu drifturi. Am observat că a început să pută ars. Oh my god, tigaia arde. M-am enervat, dar nu e nimic, la școală voi mânca corn cu lapte. Am mers la calculator și am început să joc în Fortnite. Am jucat câteva meciuri, m-am enervat, am lovit cu pumnul la masă și am observat că deja e ora 7:45, dar eu sunt doar într-un ciorap. Am început să caut ciorapul. La un moment se aude ușa în cameră. Tate s-a trezit, dar eu nu sunt la școală. Am sărit în pat, o să spun că mi-este rău și nu vreau la școală. Intră tata și îmi spune: Mătănaș, ce faci? De ce nu dormi? Eu am răspuns că mă pregătesc să merg la școală. Ești prost sau ce? Ai vacanță! Eu pur și simplu am uitat să dezactivez alarma. Era marți, peste 2 săptămâni începe vacanța și astăzi cam nu vreau să merg la școală, așa că am decis să stau acasă. A intrat fratele în cameră și mi-a spus mai repede să merg la școală. Eu i-am spus că nu vreau, fratele mi-a răspuns mai repede la școală sau îi spune lui mama. Of, doamne, trebuie să fac chiarăși vreo șmecherie ca să stau acasă. Am ieșit din casă și m-am ascuns la etajul 6. Am deschis aplicația și mă uitam unde este fratele meu în timp real. El a ieșit și a mers la școală. M-am întors acasă, of, ce e nice să stai culcat în pat. La un moment a bătut cineva în ușă, am ieșit, am observat o foaie. Când am citit, am aflat că fratele a fost exmatriculat de la școală. Ha ha ha, uite idiotul, singur nu merge la școală, dar pe mine mă trimite. I-am sunat repede mami, totul i-am povestit. Mama mi-a spus că vara nu merge cu noi în Egipt, nice. A venit fratele acasă, am început să mă râd și i-am dat foaia. Fratele a citit și m-a întrebat: băi, idiotule, de ce ești așa de fericit? Tu ai fost exmatriculat de la școală. What? Am luat foaia, am citit atent și chiar acolo este numele meu. Eu am leșinat. Era vineri, m-am trezit, aveam dureri de cap. Cred că trebuie să mă culc nu la 3 dimineața. Am căzut, m-am ridicat, am băut apă, dar nu mi-este somn. Ce să fac? Ne-am amintit că fratele în fiecare dimineață face flotări. M-am gândit, trebuie să fac și eu.
Super, de azi încep să mă ocup cu sportul. Trebuie să mă înscriu și la sala de forță. Uite ce mușcheam. Viitorul Schwarzenegger. Am mers la bucătărie, am băut apă, că am obosit. Am venit în cameră, m-am lăsat în pat. Mai am încă 40 de minute până la școală. Spate să închid ochii pe un minut. Mai să dorm, am uitat câte ore, au trecut deja 3 ore. Acum trebuie să înceapă a treia lecție. What the fuck, ce să fac? Acum trebuie să fie educația fizică și mi este lene să merg deja la școală. Poate rămân acasă, oricum nimeni nu o să afle. Se aude ușa, a intrat cineva, este fratele, dar de ce este acasă? El trebuie să fie acum la universitate. Dar oricum, nu trebuie să fiu prins că poate să-i spun eu la părinți. Dar atunci, vai de capul meu, așa că am decis... Cine este acolo? De ce nu ești la școală? Dar tu de ce nu ești la universitate? Clar. Atunci la părinți nimic nu spunem? Ok. Ziua de astăzi am petrecut-o lângă iubirea mea, adică cu Dota. Până la un moment, a intrat tata și mi-a spus ceva de genul: ai mers repede la temă pentru o casă, că dacă primești doi, gata cu tine. Tu m-ai înțeles? După care am deschis caietul și am înțeles că iar dacă vreau să fac temă pentru o casă, nimic nu o să primească, deoarece sunt prost. Și am continuat să joc. M-am trezit, am ajuns la școală, dar ușa era închisă. L-am sunat pe un coleg care mi-a spus că astăzi e sâmbătă și școala pur și simplu nu lucrează sâmbătă. Da, dar e ok că nu o să primez doi. Așa că am mers acasă, dar lângă ușa era agenda mea. Am deschis-o și am văzut că am doi. What? Cum așa? Când am intrat în camera mea, am găsit pe masă o foaie pe care era scris că sunt blestemat și voi primi doar note de 2. Iar dacă vreau note de 10, trebuie să găsesc cifra 5, care este ascunsă la bucătărie. Repede la bucătărie, pe masă iarăși am găsit o foaie și cifra 5. Pe foaie era scris: pentru a primi doar note de 10, trebuie să faci un ritual. Iar pentru a începe ritualul, îți trebuie cuvintele magice, care sunt ascunse acolo unde mereu ești plin de sânge. Doar în baie, când mă rad, mă tai pe față. În baie am găsit o foaie unde era descris ritualul și cuvintele magice. Repede am mers în camera mea și am început ritualul. Agenda la mijloc, cifra 5 mai sus de agenda, după care trebuie să aprind un chibrit și să spun... Ce doi dispară? Ce ai primit doi? Of, doamne, chibrit a prins și a intrat într-o sectă. Vin la mine. Era joi, ca de obicei m-am așezat să-mi fac tema pentru o casă. Trebuie să fac un rezumat la limba română. Dacă nu fac, profa mă umoară. Cine are sau a avut o profă la română care mereu este enervată pe toți? Așa că am început să mă gândesc ce să scriu. Dar prin gândurile mele era doar să joc Fortnite sau Dota. M-am ridicat, am mers prin cameră, dar oricum nimic nu-mi vine ce să scriu. Poate fac un match în Dota și după o să fiu plin de inspirație și o să scriu cel mai bun rezumat? Haide să încerc. Am terminat meciul. What the fuck? Cum? Deja este ora 1 dimineața? Băgam-eș crionul în geantă. Cât de repede a trecut timpul. M-am culcat, lasă poate dimineața o să scriu ceva. M-am trezit și am înțeles că n-am nicio șansă să rămân azi viu la doamna de română. Imediat mi-a apărut o idee super interesantă să chiulesc de la școală. Motănaș, dar vouă nu vă recomand, este foarte periculos. Am aruncat caietul în geantă și am ieșit din casă, dar unde să petrec tot timpul ce sunt la școală? Acasă nu pot să rămân deoarece tăticul e acasă. Am decis pur și simplu să mă urc la etajul următor. Ne-am găsit un loc, a trecut 2 minute, what the fuck, ce greu trece timpul. M-am urcat mai sus, am coborât iarăși la primul etaj, what the fuck, au trecut doar 2 minute? Am adormit. M-am trezit, oh my god, este deja ora 1, trebuie să fiu acasă. Am intrat în casă, dar în față a apărut Ticu și mi-a spus: unde tu ai fost? Tu știi că astăzi mi-a sunat dirigintele și mi-a spus că nu ai fost la școală. Tu știi acum ce o să se întâmple cu tine. E gata cu tine. Tu rămâi fără cadou de anul nou. Pa! Am rămas iarăși fără cadou de anul nou. Ce să fac? Dota. Nice. Asta era miercuri. Eu liniștit m-am trezit. Mai exact, peste 10 minute după alarmă. Of, doamne, iarăși la școală, am mai stat 2 minute, am început să mă gândesc că trebuie încă 2 zile să merg la școală. Nu vreau, tati mi-a spus că merge la lucru și să nu întârzi la școală. Bine, tati!
Peste 10 minute am început să mă gătesc la școală. M-am spălat, am mâncat, ne-am gătit geanta, mi-a venit o idee genială. Eu astăzi am două evaluări la română și matematică. Mai am de povestit tema la geografie la care deloc nu m-am pregătit. Plus la toate, părinții nu sunt acasă, dar asta înseamnă spate de stat acasă. Școala, fuck you! Gata, am decis, azi rămân acasă. Câte lucruri interesante pot să fac acum? De exemplu, să dorm, să mă uit pe YouTube, să mă joc în Fortnite sau pur și simplu să dansez. Bani, bani, să dăm la lăutarii, așa notă mare, boierea. Nu, totul e prea plictisitor. La un moment se aude ușa. Oh, nu, nu cred. Părinții au venit prea devreme. Fuck! Am început să ascult cine oare o venit. Cineva a intrat în apartament. După, eu am auzit asta. Și tu ești enervată. Eu am spus că totul am cumpărat. Of, Doamne, asta tata a venit. Eu aici mult nu o să stau. Vreau și să mănânc. Poate să-i spun că astăzi nu trebuie la școală? Nu o să mă creadă. Sau că școala a ars? Desigur nu o să creadă. Sau să-i spun că astăzi liceenii au testări și s-a anulat lecțiile. Asta și eu să-i spun. Am mers la bucătărie. Fiule, dar de ce tu nu ieși la școală? La noi astăzi liceenii au testări, așa că s-au anulat toate lecțiile pe azi la școală. Ei, bine. Am băut apă și am mers iarăși la mine în cameră. 6 hours later. A venit și seara, tati m-a chemat la el. Și ce să fac? Ei bine, merg la el. Ce e, tati? Fiule, dirigintele tău m-a sunat și mi-a spus că tu azi n-ai fost la școală. Dar eu cred că i-a uitat pur și simplu despre testări. Dar mie mi-a spus că testările vor fi vineri. Tati, eu totul pot să-ți explic, mă înțelegi? Motivul care este pentru că tu astăzi nu ai fost la școală, a? Eu pur și simplu la școală n-am vrut să merg. A, tu pur și simplu la școală nu vrei, da? Taci, te rog, nu te nervă. Pentru să mă enervez, dacă eu... Era mărți seara, tata a intrat în cameră, eu m-am prefăcut că dorm, tata a ieșit, eu am continuat să joc. Așa am jucat toată noaptea, m-am trezit, am încercat să prind telefonul, nu se prinde, am încercat din nou, nu vrea, am încercat iarăși, nu vrea. Fac, telefonul s-a descărcat, am început să caut încărcătorul, sub pat nu este, în dulapuri nu este, fac, dar unde poate să fie? Poate la bucătărie, am ieșit, oh, l-am văzut pe tata dormea, trebuie să merg încet să nu mă audă tata. Am mers la bucătărie, m-am uitat peste tot, încărcătorul. Nu-i. Am venit în camera mea, mă scărpina. Op, am găsit încărcătorul. Interesant, cum a ajuns acolo? Am mers la priză, am pus telefonul la încărcat. Peste 10 minute telefonul s-a aprins. Fac, deja am întârziat la școală. Dacă tata știe, piz, am ieșit afară. Trebuie să mă plimb câteva ore după merg acasă și totul va fi ok. După 10 minute l-am observat pe proful de educație fizică. Fac, dacă mai vede, îi spune tatălui și voi fi bătut rău. M-am ascuns. Trebuie să mă ascund să nu mă vadă câteva ore nimeni. Am mers în parte. M-am ascuns pe scări, oricum nimeni nu se coboară pe ele. Timpul trece greu, am început să-mi imaginez că sunt Naruto. M-am jucat în toate jocurile pe telefon, mi-a sunat un prieten. Ce, tot ai fost la școală? Da, da, da. Alo, alo, alo. Fuck, mi-a murit telefonul, am ieșit la balcon, l-am văzut pe tata aleargă pe afară. Pe cine caută el? Am mers iarăși pe scări, m-am uitat în telefon, telefonul nu s-a încărcat. Fuck, de ce el pur și simplu așa nu se încarcă? Am început să număr. Am adormit, m-am trezit, afară deja e seara. Fuck, trebuie să merg mai repede acasă, am venit acasă, m-am salutat cu tata. Unde ai fost? La școală? Ah, la școală, da? La școală, unde? Dar lecțiile au mers bine? Extraordinar. Și tu spui că ai fost la școală? Da, la școală. La școală fără geantă. Geantă? Geantă. Îți este? Piz. Pe scurt, mă enervează școala. Prieteni, scrieți în comentarii dacă ați chiulit vreodată de la școală. Și apropo, nu uitați, luni, miercuri și vineri apare videoclipuri noi, așa că nu uitați să vă abonați și de clopoțel, deoarece vineri va apărea un videoclip nou. Pa!